Ai avut și o lovitură de ciocan pentru că tu, de atunci, n-ai mai văzut vestul. În Occident n-ai mai fost. Da. Ai fost în vest doar în Ungaria. Da. Era Occident. În rest, URSS, Coreea, țările astea dezvoltate. Da, Coreea, da, da. Am fost aici, și acolo. L-am văzut pe domnul Kim, pe tovarășul Kim Il-sen la o distanță de 10 metri. Păi ție îți plac utecistii. Colegul Boc l-ai văzut pe Kim Il-sen. Păi așa a fost soarta noastră, soarta comunismului. E un cuvânt nejurnalistic, dar comuniștii te-au făcut praf. Da. Deci, dar tu i-ai văzut pe grei, da. Pe creatori. Da, da. Dați seama ce, și să vezi pe Kim Il-sen, să vezi pe Fidel Castro. Am fost în Cuba, centura Cordoba-Cardini și... Cine era admiratorul boxului? Numărul 1 era Fidel Castro. Când ți-ai dat seama că ai păcălit puțin boxul și te-ai dedicat vieții dincolo de ring? În Italia sau? În Italia. Te-ai prins în Italia, de, da. De schemă. În Italia. Boxul, deci nu puteam să continui deoarece nu aveam acte. Și în Liga Profesionist nu puteai să apare în alt fel de nume sau... Mă cunoșteau deja. Facinelli era antrenorul naționale italiene. Și cu Facinelli ne-am întâlnit în toate turneele internaționale. M-a luat imediat lângă el. Mă, mi-a zis, nu putem să facem niciun meci. Fără meci nu sunt nici bani. Deja... Ai câștigat centura de aur România, titlul național... De 8 ori. De 8 ori. Ce ai vrut și cum ai vrut? Spune-mi un adversar antipatic în România, ce era greu să boxez împotriva lui. E, nu ți era chiar greu că... Văd că știți despre cine este vorba. Știți despre cine e vorba. Regretatul nostru, Răcaru Dorin, da, era un boxer foarte deștept și el. Eram cam de aceeași înălțime, aceeași greutate. Greutate. Și întotdeauna era pus lângă mine să-mi ia titlul. Imediat când vorbești de Mickey Poiș, se pune accidentul din 1986 și că Mutu te-a vizitat în club în Italia. Între aceste două chestii, nu se știe nimic de Mickey Poiș. De ce nu se începe un articol cu Mickey Poiș interzis la Barcelona? Dar se știe că Mickey Poiș cu șmecherii din Cluj făceau legea. Ceea ce este adevărat. Era o altfel de lege atunci. nu e ca acum. Acum e foarte mult pe interese. Mai de mult erau bătăile în discoteci, unde trebuia să intervenim. Da. Interveneam și atunci. Și ce mai era, unde erai lider? Wake up era al meu. Wake păi up, da. Kiosul era. Intra Mickey Poiș și deja se retrăgeau și pereții. Deci totul mai... ceea ce era distracție pe vremea aia era... Eram eu. Era mister distracție. Și revenim la 1989. Tu ești boxer în lotul național. Decizi să pleci. Lași absolut tot. Orice șansă de a deveni campion mondial, campion olimpic, nu. De ce crezi că ți s-au interzis prezențele tale la Olimpiada de la Barcelona sau Seul? Fiecare club avea serviciile secrete. Și... L-ai băgat în ceață. Da. Deci Clubul Steaua avea un domnul Mutu, așa se numea, Maior Mutu. Acolo trebuia să participe fiecare, să zică despre fiecare ceva. Ceva. Trebuia să zici ce a mâncat, ce a băut, cu cine s-a întâlnit. Și probabil aveam referențe foarte urâte chiar și din America. Nu știu, acum nu zic cine, ce a zis. Faptul că erai ungur a contat? Da. Da, fiindcă trebuia să-mi schimb numele. Nu, asta nu era o problemă. Chiar sunt curios pe tine cum au vrut să te... Pais Nicolae. Privitorile, din motive obiective, am schimbat decorul, sprijinit de erou de poveste. Mickey, am intrat în living. Nu e nicio problemă. Cum era relația ta cu tata? Fiind așa, parcă ar fi fost militar. Da. Te-a vrut să... cu școală, neapărat. A vrut să domine, a vrut să...
Deci fiecare tată își urmărește ca fiul său să devină mai bun, mai... El, oarecum, avea un fel de rivalitate. Ai avut ocazia să-i mulțumești? Nu, din păcate nu. A murit când am trebuit să fug din țară, dar n-am mai apucat să ne luăm rămas bun. Pare foarte rău. El a murit, a făcut un atac cerebral. Deci a murit instant. Și regret că n-am putut să-mi iau rămas bun de la el. Rămânem în ring și un meci pe care ar vrea să-l rejoci în fiecare secundă de-a lungul timpului, care ar fi acea partidă pe care vrea să din nou să îl provoci la un duel pugilistic? Pe cine? Pe Răcaru. Pe Răcaru? Da. Ți-a fost drag? Da. Nu numai... Și el, ultimul meci în care am câștigat, mi-a zis în șoaptă, înainte să se termine meciul, noi nu o să ne mai batem niciodată. Deci știu că rămâne. Probabil și știu de asta. Că rămâne. Probabil și de asta. Ai timp atunci când vă încrucișați mănușile să schimbați o vorbă, două? Da. Nu ne aude nimeni. Nu ne auzi nimeni. Da. Dacă ar fi să reiei tot acest film dedicat lui Mickey Poiș, te-ai reapucat de box? Da. Și ce greșeală n-ai mai face? Aș fi mult mai perseverent, mult mai dedicat sportului. Poate am omis, poate am fost puțin mai... Anturajul te-a încurcat sau ai fost tu puturos și l-ai acceptat? Ce ți-a oferit ție anturajul încât ai trădat puțin boxul? Anturajul nu-ți oferă nimic. Anturajul, tu îți faci anturajul, tu îți creezi anturajele. Și pe urmă te complaci în unele situații. Te complaci, te lași dus de val. Probabil m-am lăsat dus de val. Acum știi cum să reacționezi, ce să pun deoparte, să-ți alegi prietenii mai bine. Și ajungi în Italia și aici? Având experiență în localul nocturne, am deschis o discotecă. Deci, viața nocturnă. Te-a lăsat cucerit de val și în Italia. Viața nocturnă. Deci, asta am continuat și acolo. Și, bineînțeles, în noapte vezi multă lume, și bună și rea. Așa că, deci, eu am făcut noaptea. Deci, mai mult noaptea am lucrat. Acum vreau să schimb, să lucrez numai ziua. Deci n-aș sfătui la nimeni. Noaptea îți aduce multe neplăceri, lumea care nu este ok. Foarte multe negativisme, foarte multe... Deci eu nu aș sfătui acum. Deci, da. Acum, deci la mintea asta... Da, deci am făcut, am continuat ce am lăsat în urmă și am făcut tot noaptea. Mutu a ajuns la mine fiind fotbalist la Fiorentina. Tu fiind acolo la Florența? Fiind români amândoi, ne-am întâlnit. Venea des pe la mine, un băiat nota 10, nu pot să zic rău. Era ca și cum... Se întâlneau două vedete. Două vedete și... Așa. Da. El știa de tine? Știa de mine că a aflat, nu. Practicând fotbalul istoric. Nu, deci, tu ai fost campion mondial. Știa de faptul ăsta? Da, știa. Prietenii, aveam prieteni în comun și i-au anunțat că și Michi e acolo. Și el era foarte interesat de fotbalul ăsta istoric, care a plecat de la Florența. Exact. De la Florența. Și venea la antrenamente și vrea să participe și el. Și fotbalul istoric este altceva. Este altceva. Deci aici ne dăm la joale, ce vorba, ne dăm la joale de tot. Da. Se întâmplă, deci, 24 contra 24 se întâmplă, deci, ca un câmp de bătălie. Mingea este așa. Așa ceva să numim fotbal. Fotbal, da.
Bine, se pot lovi și cu piciorul, și cu mâna, și cu... Deci este admis tot în sportul ăsta. Și când se desfășoară, în ce perioadă? Deci la un an odată se organizează, sunt patru echipe, albi, verzi, roșii și albaștri. Și se trag la sorți, semifinale, finale și finale. Și tu ce ai jucat? Eu eram în albi. În albi. Albi, deci reprezint culoarea albă. Deci a fost pentru mine onoare să participe la aceste jocuri. E frumos, deci trebuie să înțelegi, o luptă cavalerească. Se lasă cu accidentări, da. Dure? Deci de 24, o echipă, 24 celălalt, la sfârșit cam terminăm cam 30 partida. Cam 30, restul luați oricum. Deci cam 9-9, dacă echilibrat. Da, se accidente foarte grave. Neavând apărătoare ca la fotbalul american. Și suprafața de joc care e? Deci este un teren de fotbal. Un teren de fotbal. Se organizează la Piața Santo Spirito de 500 de ani. Numai acolo. Se ridică tribună și se aduce nisip de din mare. Din mare se scoate și se pune pe o suprafață, nu știu acum exact, 100 pe 50 sau cât. Se pune, deci, un strat de 30 de centimetri. Foarte de, greu pentru da, alergare. Să alergi pe nisipul ăla, fantastic. Depui un efort și asta în 50 de minute. Vezi, Michi, cum sunt poveștile astea? Nu știu, de 9 minute. Nu știu dacă sunt stare să stau cu mănușile ridicate timp de 3 minute, să respir, creierul să-mi fie conectat și în colț, și la adversar, și la ce o să mi se întâmple. Cât de grea este o secundă cu... Nu trebuie o secundă cu mănușile în mână, că de acolo din față poate să vină o rachetă și să privesc tavanul. Și nu știi niciodată cine este adversarul. Acum mai nou se știe că pe vremea aia nu erau video înregistrări, telefoane. Nu știai cu cine te întâlnește. Habar n-aveai. Dreptat, stângat, ce era? Ce era omul? Cine e omul? Era o cultură. Și să aveai... nu ne întâlnim cu cei din Cubac. Da. Și aveai primul minut unde trebuia să-i faci așa o analiză. Total. Scanai. Scanner. Cine este? Dreptat, stângaș, ce este? Cum se mișcă? Și atunci îți faci așa o imaginație. Îți faci filmul. Îți creezi film, un film de-a tău. Cum îl atragi în capcană. Cum ce faci să greșească. Cum faci să greșească. Când dă stânga. Cum te pui. Cum, ce reacționezi. Care era trucul tău? Ce n-a dă contratacul. Contraatac. Deci pe greșeala adversarului. Și făceai pas în spate? Da, pas în spate. Și atunci când adversarul simțea că nu intră loviturile, mai insista. Și mergeam pe greșeala lui. Deci pe greșeala. Tu aruncai nada, de fapt. Și mă uitam. Lasă mâna dreaptă jos, lasă mâna stângă. Unde intră? Unde văd găurile? Aud comentatorii unui meci de box spună, privește jucătorul pe celălalt adversar. Unde te uitai tu în momentul ăla? La picioare. La picioare? La picioare. Ce spunea piciorul? Care da, lovitură vrea să dea? Adică? Adică mă uitam la el, dacă pune accentul pe piciorul stâng, atunci dă stânga. Dacă apasă dreapta, dă dreapta. Deci, în sportul ăsta, deci, acolo te trădezi la picioare, mișcările picioarelor. Cum arunci greutatea pe picior. Uite cum îmi vine în minte stilul de boxer pe care l-avea maghiarul Paul Palfi. A plecat tot timpul jos. Ia, e rău să boxezi cu un boxer ce se apleacă? Nu. Nu? Aia erau cei mai ușor să erau țineam la distanță. Și ei, în disperare, veneau înainte să mă lovească. Și atunci dinamită, da. Și cel mai greu era cu boxerii tehnici, care nu se trădau. Nu se trădau. Nu știai ce vrea să dea. Ba, deci își dădea seama că mă uit la picior. Și aia îmi dădeam seama. Că ăsta e ca o tablă de șah. Ești meciul ăla, deci alea trei reprize, mai ales la amatori, erau foarte scurte.
trebuie să-ți faci așa un rezumat și să-ți dai seama cine ai în față. Cum ne dăm seama noi când vorbim, acolo nu este vorba. Acolo sunt mișcările, sunt loviturile. Și trebuia să contrareacționezi, să puntezi. Un meci pe care n-ai vrea să-l mai rejoci niciodată, în care ți-a fost greu, dar greu acolo, adevărat. Mi-e greu să cred că a fost și meci de genul ăsta, și dacă întrebarea este potrivită. Da. Ai avut meci? Pot să-ți... să-mi aduc aminte de un rus. Se numea Miroșnicenkov. El era deja vicecampion olimpic. Pierduse un meci cu Felix Savon. Felix Savon, cu banii. Felix Savon, da. Și am venit la Centura de Aur în 89. Nu eram tare pregătit. Era chiar vremea de mare. Da. Și plus că era și o chestie psihologică peste tine. Da. Și da, cu accidentul. Deci nu mai aveam. Deja mi-a pierit tot cheful de... Și meciul ăla l-am pierdut la puncte. Deci finala Centurii de Aur 89. Băiatul ăsta era antrenat, s-a văzut pe el, era și mai avea lonjă și mi-a rupt trei coaste în prima repriză. Deci mi-a fost greu să duc. Am pierdut la puncte, n-am pierdut abandon sau knockout, am dus în picioare meciul și ăla a fost cel mai greu meci din viața mea, cred că... Te-a deselat puțin. Da. Lucru mai rar pentru deci tine. Deci a rupt trei coaste și coastele sunt extraordinar de dureros. Nu mai poți să respiri, nu mai nimic. Nu mai pot. Da, am dus în picioare, am avut trei coaste rupte, am pierdut la puncte, nu am... Deci niciodată n-am pierdut knockout sau un abandon, niciun meci. Am avut peste 100 de meciuri, în care, să zicem, am câștigat 90. Dintre care 50 înainte de a mai... Da, da. Nu mai era nevoie. Da. Am tot ocolit în povestea asta cu tine un om drag inimii și minții tale. E vorba de bunicul tău. Hai să încheiem povestea despre bunic. Da, bunicul meu a fost un om extraordinar. A fost un om foarte inteligent, foarte, foarte cult, foarte... Deci el m-a crescut. El m-a crescut. Fiecare vară eram la pescuit cu el. Deci m-a învățat cum să fac foc, cum să fac un pește, cum să pescuiesc. Deci m-a învățat practic... Bunicul când a plecat spre stele? În 84. August 1984. Cancer l-a ficat. Dacă n-ar fi plecat la stele, cred că nu te lăsa să părăsești zona de... Sunt sigur de asta. Sunt sigur de asta că m-ar fi... La fiecare meci de-a meu era acolo, care se făcea în România. Lua trenul și venea și... Fără să slăbesc calitățile domnului Ambruș, cred că ție ți-a lipsit omul din colț. Ambruș a fost acolo. A fost acolo. Și dincolo de ring. A fost acolo. Și dincolo de ring. Îi place lui Mickey Poiș singurătatea? Nu. Nu. Deci eu sunt o persoană, nu pot să stau singur, imposibil. Care este regretul major pentru Mickey Poiș? Că am plecat din țară, nu am părăsit loc de naștere. Deci am plecat, cum să vă spun, deci în lumea asta mare, cum un făt își părăsește ombelicul. Pentru mine asta înseamnă dat, deci să fii în lumea asta mare, singur. Și pentru mine a fost inimaginat că o să va trebui să aleg această cale. Eram în circuit mereu de prieteni. N-am fost obișnuit ca să mă duc pe stradă să nu mă salute cineva sau eu să nu salut pe cineva. Și pentru mine a fost această o mare schimbare. Te-ai simțit trădat?
În oarecare măsură, da. 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 Ce ți-ai reproșat ție acum? Știi, înainte cu o secundă de gong sau înainte de a spune arbitru knockout, ai o șansă și atunci tu îți reproșești ceva. Ce ți-ai reproșat? Poate că nu m-am antrenat destul de bine. Da. Campion național ai fost, vicecampion mondial ai fost. Când ai participat la Olimpiadă, nu putem ști rezultatul. Dar parcă acolo e un blestem pentru boxul românesc. Michi Poiș, pe undeva, n-a fost corect cu boxul. Eram și foarte tânăr. Deci eu când am terminat cu boxul, aveam 24 de ani. Și erai sus. Și eram sus. Și erai sus. Eu zic că am început prea devreme cu... Deci nu pot să-mi dau seama acum. Sunt obraznic dacă spun că andurajul te-a cutremurat și să nu fiu de acord cu tine? Și să spun că anturajul te-a... Da, accept și criticile. Că cineva... Deci ca să fii cineva, trebuie să accepti și criticile. Nu vă zic că nu. Cum vrei să încheiem povestea de astăzi? Aș vrea să vă spun, deci eu să dau un sfat tinerilor. Deci nu ajunge numai talentul. Trebuie și multă muncă. Și perseverență. În tot ceea ce fac. Și un om în colț. Da. E foarte important. Da. Omul din colț. Oarecare fel este al doilea tată. Antrenorul trebuie să ascult de el, este al doilea tată. Deci el nu-ți feră rău, sigur. Interlop sau șmecher? Șmecher. Directă sau uppercut? Directă. În bărbie sau la ficat? Ficat. Blugi sau pijama? Blugi. Sarmale sau guiaș? Și una și alta. Sarmale. Michi, sarmale sau guiaș? Sarmale. O român, ori ungur. Decide. Sarmale. Harlem sau zona gării? Zona gării. Tupeu sau bun simț? Bun simț. Semnătură sau strângere de mână? Strângere de mână. Alb sau negru? Alb. Paste sau pește? Pește. Blondă sau brunetă? Brunetă. Cum vrei să încheiem povestea fără să vorbim despre box? În primul rând să mă cunoască, să nu judece după auzite. Deci dacă Arthur Williams a fost poreclit regele, rămânem pe lordul sau altă poreclă îi se potrivește lui Michi Poiș? Cel ce a fost campion mondial pentru câteva secunde și pentru simplu fapt că România, delegația României, a avut $1,000. Un om a fost trădat de box. Da. Cel mai bine aleg să fiu un lord decât un rege. Lordule, îți mulțumesc. Așa am început, pe lângă subiect. Vă mulțumesc mult. Nu știu, nu le am. Vă mulțumesc. Îmi place foarte mult. Da, ți-am spus. Tu, Dumitru Cipere, Rudolf Obreja, Ion Alexe. Da. Îmi faceți quartetul să fie minunat când vorbesc despre box. Mulțumesc, Bichi. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Iar ție, priviturile, ți-am dăruit povești cu Michi Poiș. Un contrast fantastic. Un om cu o șansă uriașă. Undeva el a trădat. Puțin. Și acel puțin a contat. Toate bune!